Spuneam de faptul că deci 3x plus 1 supra x minus 1 e mai mare egal decât 0 și unde am găsit noi că e mai mare egal decât 0? La minus infinit la minus 1 pe 3 pentru primul interval. Da? Cazul 2. Cazul 2. Ce interval urmează acum? Ia să văd. De la 1 la 2. De la 1 la 2 închis. Inecuația devine. Inecuația, că e mai mare egal cu 0, nu? Inecuația devine. Te rog. 3x plus 1. Totul supra. Hai vorbește tu, Alex. Deci prima schimbă și a doua nu. 3x plus 1 supra. Supra. X pătrat minus prima, x. Primul se schimbă și a doua nu, nu? Primul se schimbă, da. Deci, minus, da. De la 1 la 2. Minus x pătrat. Minus x pătrat plus 4x. Minus x pătrat plus 4x minus 3. Minus x pătrat plus 5x. Se schimbă de minusul de aici, da? Da? Minus x pătrat plus 5x minus 6 plus 2, mai mare egal decât 0. Echivalentul. 3x plus 1. 3x plus 1, totul supra. Minus 2x pătrat. Minus 2x pătrat, da. Plus 9x. Plus 9x. Minus 3 plus 1, minus 9, minus 7x. Minus 7, da? Minus 7, mai mare egal decât 0. Deci este 3x plus 1 supra minus 2x pătrat. Plus 9x minus 7 mai mare egal cât minus 3 minus 6 face minus 9 și cu 2 minus 7, da? Mai mare egal decât 0. Avem o fracție. Din nou trebuie să avem semnul. Numărătorul. Deci 3x plus 1 egal cu 0 rezultă x egal cu minus 1 pe 3. Da? Și minus 2x pătrat plus 9x minus 7 egal cu 0. Ce înseamnă x 2, 3 egal cu x 2, 3 egal cu cât? Bine, am mai făcut-o. Parcă ce rădăcini mi-a dat? 1 pe 2 și 1? Nu. Hai să o facem. Da, stai așa, 7 pe 2 și 1. 7 pe 2 și 1? Sigur? Da, da. Deci, x1 egal cu 7 pe 2 și x2 egal cu 1, nu? X2 și 3. Hai să zicem, x2 și 3. Așa. Că x1 am fost aici, nu? Așa, 2 și 3. Și acum, repede, facem tabelul de variația semnului pentru această nouă fracție. Numărătorul este același, nu? X de la minus infinit la plus infinit. X egal cu minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. 0. E vorba de 3x plus 1. Minus, nu? Plus. Așa să facă. Da. Celelalte două rădăcini sunt 1 și 7 pe 2. Așa a spus, 1 și 7 pe 2. Unde vreo 0, 0. Cine este 0? Minus 2x pătrat. Așa era la numitor. Minus 2x pătrat plus 9x minus 7. Și minus plus fracția 3x plus 1 totul supra minus 2x pătrat plus 9x minus 7. Asta e fracția. 3x plus 1 supra minus 2x pătrat plus 9x minus 7. Semn. Dar asta nu am făcut semnul. Minus trebuie să plus mă duc. Dar nu merg așa. Am dat eu valori. Ai dat valori? Cât funcție, cum încep aici și cum? Semnul care? Minus? Da. Minus. Ce valori ai dat? Minus 1. Minus 1. Dacă aici e minus 1, ai zis bine. Da. Și vine minus 1 la a doua, cât face? Plus. Plus.
minus 2 ori minus 1, ori 1 face minus 1, da. 9 ori minus 1, minus 9, da. Minus 2, minus 9, minus 11, da. Minus 7, minus. Deci minus tot timpul. Până unde e minus? Până la 1. Plus 0 plus minus. Da? Da. Urmă plus. Așa zis. Da. Minus, plus, minus. Când te-am întrebat plus aici, ai zis plus? Nu, așa îți știe simplu că ai. Am dat întrebarea de ce plus. Așa ce am dat, am scris mai plus între noi. Bine, dar eu am insistat, e înregistrat. Și tu ai zis la fel. Nu, am zis minus. Am zis minus, da. Eu sunt bine. E înregistrat, nu? Da, minus, minus. Și pentru mine e valabil. E înregistrat, da? Și acum, în dreptul lui minus 1 pe 3, ce pun... 0 sau cine este 0 minus 1 pe 3? Numărător. Da. Și 0 pe ceva e 0. Face 0. Deci aici punem 0. Da. În dreptul lui 1 și 7 pe 2? Bară. Bară și bară. Când e limitorul și împărțirea 0 nu are sens. Și încerc. Minus cu minus face plus. Plus. Apoi. Minus. Plus. Plus. Minus 0. Minus. Iată că... trebuia să fie mai mare egal ca 0. Unde vedem mai mare egal ca 0? Între minus infinit. Deci să scriem 3x plus 1 totul supra minus 2x pătrat plus 9x minus 7 e mai mare egal ca 0 dacă și numai dacă îi se aparține intervalului. Minus infinit minus 1 pe 3. Corect. Minus infinit până la minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 închis, că e și 0, nu? E egal cu 0, de-aia închidem. Reunit cu 1 la 7 pe 2, e bine? Da. Dar 1 și 7 pe 2 e deschis pentru că e bară la el. Da. Deci nu există în 1 și 7 pe 2. Deci de ce pun așa? Da. Să nu uităm acum, conform cazului 2 unde lucrăm, cazul 2, am stabilit că ieși în ce zonă îi privim, ieși de la 1 la 2, nu? De la 1 la 2. Ei bine, nu rămâne altceva de făcut, mai bun, decât să fac ce chestiune? Să iau pe axă, adică să iau interval, mulțimea asta, să iau mulțimea cealaltă, să văd zona comună. Adică, e vorba de minus 1 pe 3, pătrat. Hai să trec numerele. Minus 1 pe 3, 1, și 2 și 7 pe 2. Așa. Deci, păi 7, 1, 2, 3, da, 2, 2 și 7 pe 2, 3 și ceva. 7 pe 2. Deci știm toate numerele care le avem ca drept capete de interval. Mi-am spus minus 1 pe 3, 1, 2, așa, minus 7 pe 2. La minus infinit, așa. Deci, prima zonă este care? Deci minus infinit, minus 1 pe 3. Minus infinit, minus 1 pe 3. Așa. De la 1 la 2. De la 1 la 2. De la 1 la 6 pe 2. Și de la 1 la 7 pe 2. Și zona comună e 1, 2. Zona comună este 1, 2, da? Da. Se vede două linii. Da, da. Da? De la 1 la 2. Chiar unde studiem? Noi studiem la 1 la 2. Chiar unde am studiat? Asta devine ce? Soluții. Soluții a inecuației. Chiar intervalul pe care am studiat este și soluție. Mergem mai departe și o să mergem pe zona care acum? Am de la 1 la 2? La 2 la 3. Și după mai avem 3. Așa. Pentru cazul 3, x aparține de la 2 la 3, inecuația devine. La 3 închis, da. 3 apă închis tot timpul. Inecuația devine. Ia să vedem ce devine inecuația. Păi... schimbăm două. Așa. Adică prima schimbă... Deci devine 3x plus 1. Uitați, 3x plus 1 la numărător. Totul supra. Minus x. Amândouă schimbăm, da? Minus x pătrat. Minus x pătrat minus plus 4x minus 3. Și schimbăm asta și cu minusul așa, de aici, minus rămâne plus, este. Plus x pătrat. Că schimbăm și cu minusul din față, devine plus, da? Deci rămâne așa, plus x pătrat minus 5x plus 6
și plus 2. Mai mare egal decât 0. Minus x pătrat cu plus x pătrat se reduc. Da. Bine, 3x plus 1, totul supra. 4x minus 5x minus x. Minus x, da. Și minus 3 plus 6, 3 cu 2, 5. Minus 3 plus 6, 3 și cu 2, 5. Plus 5, mai mare egal decât 0. Așa că facem repede tabelul de variația semnului, că avem o fracție. Da. Predictorul de infracție, numărător, numitor, raportul semnului, așa am văzut. Deci, o să spunem x de la minus infinit la plus infinit. Numărătorul rămâne același 3x plus 1. În minus 1 pe 3, 0. Stânga minus dreapta plus. Apoi, minus x plus 5. Minus x plus 5. X egal cu 5. 5 aici este 0. Da? Și dăm lui o valoare. 0. 0. 0 este în zona asta, da? Dă 5 cu plus. Deci plus va fi tot timpul pe partea asta. Așa, și la dreapta minus. Și dăm minus. Trag linie și scriu fracția. E vorba de 3x plus 1. Totul supra minus x plus 5. Și să văd unde pun bară, unde pun 0. Bară la 5 sub 5. Deci bară la 5 și aici 0, nu? Da. Și încep plus cu minus, minus. Plus. Plus. Și plus. Nu, și minus. Și minus. Așa, deci x aparține de la minus 1 pe 3. Deci echivalent. Cu x aparține de la închis. Minus 1 pe 3 închis, nu? Da, la 5 de minus 1 pe 3 la 5. De la minus 1 pe 3 la 5. Bine, da? Minus 1 pe 3 la 5. Și acum și cum zicem de sub, cazul era, cazul 3. Caz 3 era cu X și în ce zonă? De la 2 la 3. De la 2 la 3. De la 2 la 3. Și atunci pe axă, să vedem zona minus comună. Minus 1 pe 3, 2, 3, 5. De la minus 1 pe 3 la 5. Și de la 2 la 3, zona comună este 2, 3. Așa, deci minus 1 pe 3 la 5, asta ar fi o dată. Și primul 2, 3. Și cu zona comună este 2, 3, nu? Da. 2, 3. Deci la cazul 3, răspundem că 2, 3 chiar e soluție este. Da? Deci, soluție. Soluție a inecuației. În sfârșit, suntem de unde la 3 încolo, nu? Da. Hai să vedem de la x aparține intervalului. Cazul 3. Cazul 4. X aparține intervalului de la 3 deschis la plus infinit deschis. Nu se pune problema la plus infinit deschis. Inecuația devine. Inecuația devine. Trebuie să vedem. Din ecuația devine. Ce devine ecuația asta? 3x plus 1. Totul supra. Totul supra. Primul modul. Deci, eu... Unde suntem acolo? Dar 3 acolo. Amândoi sunt cu plus. Nu schimbă nimic. Rămâne așa, dar minusul va afecta. Da. De față, da? Și vine x că x pătrat. 4x plus 3 minus x pătrat plus 5x minus 6 plus 2 la mai mare față de 0. Deci mai mare scurt. 3 plus 1 supra x pătrat minus x pătrat se reduc minus 4x plus 5x rămâne x. X. 3 așa rămâne 5. X plus 5. Deci vine cât? X plus 5. Nu, x minus 1. X minus 1. Mai mare egal decât 0. Bine, din nou, prin fracție facem semnul numărătorului, semnul numitorului. Eu pe 3x plus 1 o las. Că trebuie să repet, voi faceți din nou.
semnă. Și pun de desubt pe x minus 1, da? X egal cu 1. Așa, 1 este, nu? X. X minus 1 egal 0. Da. 1. 1 sub 1 e 0. Și apoi 3x plus 1 totul supra. X minus 1. Minus 1. O să avem plus până la minus 1 pe 3 punem 0. Plus. După o să avem minus până la 1 când punem vară și după o să avem iar plus. Deci x o să aparține intervalului minus infinit minus 1 pe 3 reunit cu intervalul 1 deschis la plus infinit. Deci x aparține, x aparține intervalului de la minus infinit minus 1 pe 3, nu? Da. Minus infinit minus 1 pe 3. Ce fel de interval aici? Închis, nu? Da. Că și egal, așa, reunit cu deschis. De la 1 la plus infinit. Și noi spunem cum lucrăm, pe ce zonă. X aparține de la 3 la plus infinit, nu așa? Da. Asta era cazul. Și acum pe axă, repede. De la minus infinit la minus 1 pe 3 și de la 1 la plus infinit. De la 1 la 1 la plus infinit. Și la 3 la plus infinit, partea comună e 3 plus infinit. Da? Soluția este x aparține la 3 plus infinit, două linii. Da. Deci pentru cazul 4, 3 plus infinit chiar asta este, nu? Da. Concluzia este următoarea. Că soluția ar să fie tot ce am găsit la cazul 1, 2, 3 și 4 și le reunim. Reunim, le pun la un loc. Că ne place și ce am găsit prima dată, a doua oară și a treia și a patru oară. Deci, ia să scriem asta. Deci x aparține soluția finală. Soluție finală. Adică cea dată la început. Adică vorba de 3x plus 1 totul supra modul din x pătrat minus 4x plus 3 minus modul din x pătrat minus 5x plus 6 plus 2 este mai mare egal decât 0. Da? Toată asta este mai mare egal decât 0. Fracția asta e mai mare egal decât 0 dacă și numai dacă x aparține intervalului tot ce am găsit reunit. Adică minus infinit minus 1 pe 3. Bun la primul caz. Prima soluție, minus infinit minus 1 pe 3 închis. Reunit cu, la care adăugăm 1, 2 1 deschis 2 închis reunit cu 2 deschis 3 închis reunit cu 3 deschis plus infinit. Dar se vede că aici se leagă foarte bine cu 1, 2, 2, 3, 3, 4. Deci la 1 la plus infinit. Da. Minus infinit. Așa, deci corect este să scriu x aparține de la minus infinit la minus 1 pe 3 minus infinit minus 1 pe 3 închis reunit cu 1 plus infinit, da? 1 deschis plus infinit. Asta este soluția pentru ca să întâmple chestia asta, mai mare egal decât 0. Și acolo de la radio funcție. Da. Funcție, da? Ca să existe funcția, trebuie ca și sub radical să fie mai mare egal ca 0. Și asta înseamnă că f e definită pe chiar asta. Ăsta e domeniul definiției. Da. Nu mai spun ieri minus nu știu ce, că nu sunt niște valori de scăzut. A, da, e doar intervalul ăsta. Deci este intervalul ăsta pentru că aici este mai mare egal decât 0. Știți că era vorba de x egal cu radical din asta. Da. Și am cerut ce pretenții? Să fie asta mai mare egal decât 0. Uh-huh. Și acum, unde este mai mare egal decât 0? La minus infinit la minus 1 pe 3, rămâne cu plus infinit. Deci f e definită, iată că problema și-a găsit răspuns. Da? Pentru funcția, hai să o scriem chiar așa la început. F de x egală cu radical. Radical din toată povestea asta. Deci f de x egal cu, scrieți și voi, f de x egal cu radical din
Linii de fracție 3x plus 1 supra modul x pătrat minus 4x plus 3 minus modul x pătrat minus 5x plus 6 plus 2 e mai mare, este f definită pe intervalul minus infinit minus 1 3 3 închis reunit cu 1 deschis plus infinit cu valori în el. Deci ăsta e domeniul de definiție, săgeată cu valori în el. Abia acum am terminat exercițiul. Hai să revedem încă o dată, să trecem în revistă ce am avut aici. Deci s-a dat funcție e la x. Această funcție ca o fracție văzută. Da. Și am zis așa. Funcția nu ca un radical. Radical de ori în pare. Este mai, există radicalul de ordine par, numai de numere pozitive. Da. Și ar trebui să punem condiția ca toate expresia să fie mai mare egal de 0. Am pus condiția asta și când ne-am apucat de treabă, a fost treabă serioasă de făcut, pentru că fracția asta, e mai mare egal decât 0, înseamnă de fapt o inecuație fracționară cu moduli. Da. Și ar trebui să facem o tabelă de variația modulului, am făcut aici și am luat-o pe cazul. Pentru fiecare modul. Pentru fiecare modul. Cazul pentru fracții. Nu, și la fracția, n-ai ce faci. Fracția la sine, ca să o rezolvi, trebuie să faci semnul, numărător, numitor. Și ai găsit finalul și intersectam pe fiecare din cazuri. Și așa am găsit soluția și le-am reunit, le-am pus la un loc cele 5-4 soluții pe care le-am găsit și finalul mi-a dat așa ceva. Ăsta e domeniul. Adică dacă dau un x de aici, lui pot găsi imagine. Deci la minus infinit la minus 1 pe 3 și la 1 încolo, găsim imagine. Dar dacă îl dăm lui x egal cu 0, nu mai putem găsi imagine. Ia să vedem, f de 0, cât facem mai f de 0? Hai că-s curios. Ia să vedem. Ar trebui să nu... Ar trebui să fie radical dintr-un număr negativ. Ia să vedem, cât face f de 0? F de 0 egal cu radical din 3 ori 0... 3 ori 0, 0 și cu 1, 1. Supra. Aici. 0 minus 4, 0, 0. 3 3. Minus. 0, 6 rămân. Modul 6, 6. Minus 6, plus 2. Și egal cu radical din 1 supra 3 și cu 2 face 5. 5 minus 6, minus 1. Adică radical din minus 1 pe 2. Păi nu se poate. Vedeți? Foarte bine că am eliminat pe ăștia. Deci nu există radical din minus 1 pe 2. Nu mă mulțumesc vreau nimic. Dar pe care nu face un număr negativ. Cum? Păi, 3 cu 2, 5, minus 1 pe 1. Hai să da, minus 1 pe 1. Dar, din punct de vedere matematic, e bine să punem lucrurile. Minus 1, da? Da. Și nu există. Orice x ați lua voi la minus 1 pe 3 până la 1, de fiecare dată imaginea va fi dintr-un număr negativ. Și nu se poate face treaba. Dar dacă luați de la 1 încolo, merge. Dacă luăm de la minus 1 la minus 1 pe 3, iar merge. Da. Deci numai de acolo e zona, era zona periculoasă. Pentru numele cele... Sau putem spune R definită pe... Pe R minus R zona. Minus zona, de la minus 1 pe 3 la 1. Da. Puteam scrie și așa, da? Dar mai frumos este să spui așa. Interval. F definită de aici până aici. Asta se prezinți concret mulțimea. Da. Ce spui tu să scrie deseori când scădem un număr finit de elemente. Aha. Când scădem două elemente, trei elemente. Deci și mier mai puțin elementele acelea. Da. 2, 3, 7, 9. Dacă îmi scoți în interval, nu-i prea ortodox să scrie așa. Și corect este să zicem minus infinit minus 1 pe 2. Ortodox, am zis că voi amândoi sunteți catolici. Nu? Da. Eu am zis ortodox, ortodox. Dar și nu-i prea catolic să spui așa. Adică nu-i corect din punctul ăsta de vedere. Și atunci ne întoarcem și spunem că am făcut o treabă bună. Deci am găsit corect mulțimea tuturor x-ilor pentru care funcția există. Vorbesc de funcții. Că am spus-o și ieri și alaltă ieri. Când deschid gura și zic funcție, trebuie să am în minte de unde plecăm, unde ajungem și cum ajungem. Iar cum ajungem? Prin lege. Relația asta care o dăm acolo. Și de unde plecăm în domeniul de ființe. Este esențial ca nu cumva să păstrezi un domeniu un element care să nu-i pui,
corespondențe. Da. Adică dacă noi am fi păstrat pe 0 aici, ar fi fost o mare prostie. Că lui 0 nu-i putem găsi imagine. Și de aceea insist și spun, la stabilirea domeniului de ființe trebuie foarte bine, riguros stabilită treaba și clar, așa cum am făcut aici, dacă n-ai fi știut toată treaba din urmă, am mai fi avut mai greutăți. Adică când te-ai fi pus, băi, radicalul, când există? Când tot ce-i sub radical nu e mai legal decât zero. Păi, da, am intrat într-o, ai zis, să zicem, numitorul diferit de zero, pentru fracții. Am rezolvat-o pe așa, pe aceea. Nu, am rezolvat-o când am avut partea aceea. Deci o parte din problemă am pus-o de așa și o știam că în afară de unul. Dar prezența celor doi moduli mă ridica o problemă complicată. De aceea a trebuit să fac tabelul de variația pentru fiecare modul, să o luăm pe cazuri. Pe fiecare din caz am intrat în câte o fracție, stabilirea semnului unei fracții, iarăși e o problemă simplă. Iată, interesantă problemă de rezolvat. Mă, domnule, ești o casă? Ce ziceți? Nu prea vreți voi. Hai că mă, cine ar dori? Dintre voi ar dori vreunul dintre voi? Niciunul. Pariți că nici nu se vede la cameră, dar așa. Bun, nu vreți, este perioada în care vreți să stați lejer și spuneți, dar nu ne ajunge că viu aici, spui tu altumă, Cosmin. Nu-i destul? Mai avem și de la școală tema. Așa, mai aveți de acolo. Într-una de zile o să facem și tema de acasă. Nu crezi? De la școală, care vi-a dat-o pe perioada asta. Foarte bine. Chiar mă încântă asta. Sigur că Cosmin nu o să poată participa, dar îi spune Cosmin, tu odihnește-te și noi venim și facem tema aceea. Nu-i tare chestia? Cu ocazia asta, te trezești că ai și tema. Cât ai acolo? Cât ai? Ai vreo 50 de existi 100? Cred că vreo 6 ore lucrat așa. 6 ore pe mica toate pentru... Că noi să avem așa forță, ce mai are 6 ore? Le lucrăm într-o zi. Nu cred. Cum? Azi 6 ore lucrat neapărat. Sunt multe. Să am integrale, multe. N-are importanță. Nimeni poftă să fac niște integrale, am mai făcut de mult. Am câțiva ani de zile când am mai făcut. Facem. Da? Gata. Facem. Când îi dăm lui Cosmin drumul ca să se odihnească și el? Oricum, din mâine nu puneam cum. Din mâine nu mai bine. N-am cum. Pregăam cu niciuna. Luizi. Foarte bine. Mâine, miercuri, joi, noi facem treaba. Mâine, miercuri și joi. Adică, mâine, miercuri și... Da, miercuri și joi. Miercuri și joi facem treaba. De Crăciun, hai, îți las bești tot carne de vin așa. Da? După ce... Nu, că noi gândim proiectul. Tu ești liber de mână, da? După Crăciun, de luni încolo, da. E legătura cu mine și să ne văd. Așa, dar înainte de a opri lecția, acum, faci sinteza orei. Deci noutatea este asta, tu nu știai. Sinteza, adică trecem în revistă tot ce am făcut mai devreme. Deci, sinteza orei. Da? Da? Salutare! Salută! Da. Știu toată. Deci spunem sinteza orei. Și trecem în revistă de la primele noțiuni care am făcut lucrat astăzi. Ia să vedem. Ai sarcina, Alex, să discutăm treaba. Alex, în seara asta rămâi în Bacău sau de? Cred că nu. Rămâi în Bacău. Măi, mai închep să mai lucrez, spune drept. Dar nu am tema. N-ai dat tema la tine? Dar n-am eu în cap integrale, mă. La seara asta. E? Seara asta. Gata. Da, măi, Cosmin. Gata. Mă conformez. Mâine, dar venim tot așa, la... 4? 4. Hai că stăm după vorbă cu asta, da? Clarificăm exact ce trebuie să facem mâine. Poți bine, dacă te mai interesează, te mai interesează, dar în mașina când o ai? O ai acum sau mai târziu? La și 25. Acum cât e? Și 20. Trebuie să ajungem. Nu știu dacă ajungem. Nu, deci, așa.
Sinteza ori. Sinteza ori. Sinteza ori. Cu ce am început? Deci am făcut întâi ecuații și ecuații. Da, ecuații și inecuații. Sisteme de ecuații și inecuații. Deci, am făcut... Hai să vedem așa cum am parcurs. Ecuații. Da. Inecuații. Inecuații. Cu moduri, nu? Nu, te-am făcut inecuații și ecuații simple. După aia am trecut la moduri. Așa. Ecuații, inecuații. Foarte bine. Hai să luăm așa. Ecuații, inecuații. Ecuații, inecuații. Așa, erau simple. 1, 2. Moduri. Moduluri. Hai să-ți facă moduluri. Și 3. Ecuații și inecuații cu moduri. Nu, 2 și după aia la 3 am făcut ecuații și inecuații cu moduri. Deci modul, am explicat modulul, nu? Modul, explicitarea modului. Hai să spun. Modulul, explicitarea modulului. Da? 3. Ecuații și inecuații cu moduli, așa? Da. Cu moduli. 4. Hai, lasă-mă, mai vorbim, că nu mai fac mai multe chestii. Domeniul de ființe a funcției. A, da. Nu? Domeniul de ființe a unei funcții. De definiție al unei funcții. Funcție fracționară. Nu? Și funcție radicală. Și radicală, da. Da? Funcției. Funcția rațională și radicală. Da. Radicală. Așa. Iar 5, când am rezolvat când am pus condiția ca ci sub radicală mai mare egal pe 0, a apărut inecuații fracționare cu moduri. Asta au fost ultimatare. Da. Ultima chestie, da? Inecuații fracționare cu moduli. În care am parcurs următorii pași. Să-i punctăm și asta, contează foarte tare. Cum am procedat ca să rezolv inecuația asta? Am exact aici, da. Ia spune-te. Mai citim modul. Deci facem semnul tuturor modulilor. Deci facem semnul modulilor. Începem analiza pentru fiecare interval. Deci, analiza pe fiecare interval. Seară bună. Așa. Așa. După intervalul găsit, se intersectează cu intervalul de studiu. Aha. Și altfel astfel se găsește soluția. Deci, intervalul găsit. Găsit. Se intersectează cu intervalul de studiu. Deci intervalul găsit se intersectează cu intervalul de studiu. Astfel rezultă soluția. Și după soluție se reunesc. Așa. Și se găsește, de fapt, soluția. Pe soluția. Și următorul... Facem reuniunea soluției. Reuniunea soluției, da. Soluția este soluția finală egal reuniunea tuturor soluțiilor. Da, așa, da. Egal, sau soluțiile găsite se reunesc. Reuniunea tuturor intervalelor. Da. Intervalelor, deci. Ale lor soluții. Da. Reuniunea tuturor soluții, soluția finală. Da? E cam asta. Așa obișnuiesc în ultima perioadă, să fac sinteza orei. Pentru că așa și ne rămâne și nouă ceva. Da, minte? Mai... Da? Trebuie și odată ne viste. Perfect, așa. Și spune, băi, cam astea au fost lucruri importante. Cu asta trebuie să
mă aleg eu din toată discuția. Da. Și ba mai mult, scriem aceste lucruri și în comentariu. Cristi, băiatul meu, când face lecția, când face și ridică pe YouTube, scrie comentariu. Scrie toate astea. Toate povestea asta. Și atunci când tu dai acolo și vezi... Da, când caut, găsesc cum este. Toate chestiile astea. Bă, mă interesează, ia să văd, mă. Da? Să nu uităm niciodată, să-i spun prietenii noștri, să dea like și share. Ne interesează foarte tare. Da. Ca să putem răspândi, nu, mesajul despre cei ce face microfon. Da. Și-a dat, dragi, like și share. Și mâine seară, la o oră pe care noi o stabilim, o să vedem din nou. Probabil la 5 din nou. La revedere, dragi.